Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru zodia Taur, 12 noiembrie. Înainte de toate, vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu apăsând pe clopoțel. Veți primi notificări cu videoclipurile care le voi distribui și, bineînțeles, să-mi dați un like dacă binevoiți. Zodia Taur, în această zi, văd că veți avea un beneficiu din partea îngerilor. Veți atrage beneficii, vor fi influențe pozitive în jurul dumneavoastră, ajutor din invizibil, de la îngeri. Dacă doriți să rezolvați o problemă, să rezolvați o chestiune, să puneți la punct o chestiune, veți rezolva. Aveți grijă la o persoană din jurul dumneavoastră, va face un complot în ce vă privește, nu va fi onest. Aveți grijă că este o persoană care se bagă unde nu trebuie, este invidios în ce vă privește și e o persoană mai impulsivă, mai agresivă. Stați departe, da? Văd o aventură aici, o îndrăgosteală, sau veți merge într-un alt oraș, veți face un drum în alt oraș, sau e posibil să cunoașteți o persoană de altă cultură, de altă naționalitate, și să vă placă, să vă atragă acea persoană. Vă văd seducător, vă văd plin de voi, vă văd fascinanți. Da, deci văd ceva în ce privește altă țară. Văd că va fi o atracție în ce privește alte culturi sau o persoană în ce privește altă cultură, altă naționalitate, văd aici. Dar aveți grijă la acest dușman care îl veți avea în jurul dumneavoastră. Veți vedea o persoană manipulată, narcisist, o persoană egoistă și invidioasă, răutăcioasă. Stați departe de această persoană, chiar dacă aveți protecție, pentru că văd că sunteți protejați, dar veți, sau dumneavoastră, vă veți simți atrași de o altă persoană și e posibil să vă atragă în ce privește să vă atragă această persoană, să simțiți pasiune în ce privește acea persoană care o veți cunoaște în alt oraș, altă țară sau de altă naționalitate. Haideți să vedem și îngerii ce vor să vă transmită, să aveți încredere, da? Să aveți încredere în dumneavoastră, într-o situație, să aveți încredere în divinitate, să aveți încredere în Dumnezeu. Să aveți încredere că se vor rezolva problemele și veți trece peste orice obstacol. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez pe fiecare, vă aștept la următoarea etalare, vă doresc o zi cât mai plăcută, la revedere!